Slăvit să fie Domnul! Haideți să deschidem Scriptura la pagina 1168, epistola a doua lui Pavel către Timotei, începând cu versetul 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus, către Timotei, copilul meu prea iubit. Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Mulțumesc lui Dumnezeu, căruia îi slujesc cu un cuget curat din moși strămoși, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte, căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. De aceea ți-aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul Lui, ci suferă împreună cu Evanghelia, prin puterea Lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Propovăduitorul și apostolul ei am fost pus eu și învățător al neamurilor. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu-mi e rușine, că știu în cine am crezut și sunt încredințat că el are puterea să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Dreptarul învățătorilor sănătoase, pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Probabil este ultima epistolă a Apostolului Pavel, o epistolă încărcată de semnificații. Vă dați seama cât de importante sunt cuvintele unui om care știe că sfârșitul este aproape. De altfel, în ultimele cuvinte ale epistolei, folosește expresia foarte cunoscută nouă: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, mi-am păzit credința. Domnul să ne binecuvinteze ca fiecare dintre noi să avem tăria aceasta, să spunem din toată inima că ne-am păzit credința. S-a cântat mult, am observat că s-au cântat, mai ales refrenurile, vorbeau despre credința în Dumnezeu. Tot despre credință vreau să vorbesc și eu în această seară. Versetul 5 spune așa: îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit. Noi, fiecare dintre noi, ne dorim binele copiilor noștri. M-am gândit la mesajul acesta, analizând ultimele îndemnuri pentru biserică, analizând momentele prin care trecem, rugăciunile care au fost marți și joi înspre a înflăcăra darul din noi, și am crezut că este un cuvânt potrivit pentru fiecare dintre noi. Ne dorim cu toții binele copiilor noștri. Știm că Dumnezeu lucrează împreună cu noi ca în inima copiilor să fie sălășluită o credință adevărată. Cred că cele mai frumoase, cele mai profunde rugăciuni ale unui părinte în dreptul copiilor săi este ca Dumnezeu să-i mântuiască. În inima lor să fie sălășluită o credință adevărată, o credință neprefăcută. Stai și m-am gândit asupra acestui aspect, credință neprefăcută. Înseamnă că în unii din biserica, din vremea aceea, sau în unii din anturajul, sau în jurul lui Pavel, aveau o credință prefăcută. O credință care nu era bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, bazată pe cunoașterea lui Dumnezeu, bazată pe ceea ce a lucrat Dumnezeu în viața lor, ci o credință de circumstanță, o credință care astăzi este înflăcărată, mâine slăbește, o credință prefăcută, o credință necurată. Noi lucrăm, spuneam, împreună cu Dumnezeu la sălășluirea sau la crearea acestei credințe în inima copiilor noștri. Și Dumnezeu folosește mijloace directe sau indirecte cu scopul acesta al cultivării credinței în inima copiilor noștri. Și aș vrea în câteva minute din textul acesta să vedem câteva mijloace de felul acesta sau factori care contribuie la sădirea sau la implantarea acestei credințe în inima copiilor noștri. În această seară, după probabil la sfârșitul programului, cu ajutorul lui Dumnezeu vrem să facem o rugăciune și pentru toți copiii din biserica noastră. Începând de mâine, marea majoritate vor începe școala și având în vedere evenimentele care sunt în jur, având în vedere că și în țară biserica este într-o zi specială de rugăciune pentru copiii care merg la școală, vrem să ne unim într-o rugăciune și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Ne dorim din toată inima ca în locurile în care sunt, la școală, în jurul colegilor lor, să aibă această credință. Nu este la voia întâmplării că Apostolul Pavel amintește în capitolul 3, versetul 15, despre o credință care a fost
sădită în inima lui Timotei încă din pruncie, spune versetul 15 din capitolul 3, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Așa că eu consider că niciun copil, oricât de mic ar fi el, nu este suficient de fraged ca să îi se vorbească despre credința în Domnul Iisus. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Și primul factor, primul mijloc prin care Dumnezeu lucrează la cultivarea acestei credințe în inima copilului este educația părintească. Este mijlocul cel mai important, mijlocul indirect prin care Dumnezeu lucrează la credința copiilor noștri. Probabil într-un anumit moment din viața noastră, ca și părinți, ne-am gândit ce moștenire am putea lăsa copiilor noștri. Probabil ne-am gândit într-un mod serios, dacă copilul meu, care ieri era de un an, acum îl văd de 10, de 12, de 15 ani și ani trec, oare ce moștenire am lăsat sau ce moștenire pot să las copilului meu? Și foarte mulți credincioși, din păcate, lasă o moștenire de genul acesta. Un set de reguli, un set de principii care sunt, în general, prohibitive, adică să nu faci cu tare și cu tare lucru. Vreau să specific de la început, regulile sunt binevenite și mai ales în dreptul copiilor și în creșterea copiilor, regulile sunt binevenite. Dar, din păcate, mulți copii cresc cu educația aceasta, nu ai voie să faci cu tare sau cu tare lucru. Și asta aduce spre cel puțin două eșecuri în viața copilului. La un moment dat, copilul acesta crește și ajunge să-și dea seama că nu funcționează. Porunca aceea pe care a primit-o sau regula aceea strictă în care a crezut sau care i s-a spus de acasă, nu funcționează în viața de tânăr și mai apoi în viața de familist. Și își dă seama de acest lucru și își dă seama că a fost un eșec din partea părinților. Spre exemplu, eu am crescut încă în perioada în care să vii în bluș la biserică era păcat, nu aveai voie să faci cu tare și cu tare lucruri, care acum îți vine să zâmbești când auzi lucrurile acestea. Așa că poate duce spre pericolul acesta. Un alt pericol spre care se poate îndrepta o astfel de educație bazată doar pe reguli stricte și prohibitive, este că la un moment dat copilul acela și-a ajuns acum tânăr să creadă că prin respectarea unor porunci poate să fie plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și frații de dimineață, prin predica lor, au pregătit terenul pentru lucrarea aceasta. Și nu vreau să insist pe linia aceasta. Poți să ajungi să fii tânăr, mai apoi familist, și să crezi că respectarea unor reguli, să nu faci cu tare sau cu tare lucru, te poate face plăcut înaintea lui Dumnezeu și superior față de ceilalți. Și trebuie să recunoaștem că fiecare dintre noi, în raportul nostru cu Dumnezeu, nu putem să gândim relația asta cu Dumnezeu în felul acesta. Noi ne bucurăm de harul lui Dumnezeu, cântăm despre harul lui Dumnezeu, cântăm despre dragostea lui Dumnezeu și, din păcate, atunci când trebuie să cultivăm credința în inima copiilor noștri, le vorbim despre reguli. Aș vrea seara aceasta să înțelegem că Dumnezeu ne cere cu totul altceva. Toată educația noastră trebuie să convergă spre lucrul acesta, trebuie să ne unim forțele, tot ceea ce avem în învățătura noastră, ca să meargă spre direcția aceasta, clădirea, cultivarea unei credințe autentice în inima copilului nostru. Și ca să poată fi clădită această credință, trebuie să învățăm motivațiile corecte. Probabil, și aici nu trebuie să insistăm prea mult, ne dăm seama fiecare dintre noi că înainte să-i cer copilului să respecte anumite porunci de Scriptură, ar trebui să vorbesc despre caracterul lui Dumnezeu. Ce frumos ar suna să vorbesc copilului despre dragostea lui Dumnezeu, așa cum pe mine m-a mișcat așa de mult atunci când m-am întors la Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu. Ce minunat dacă i-am explicat copilului să-i descrie tabloul acesta al dragostei lui Dumnezeu. Ce minunat dacă înainte să-i spun poruncile lui Dumnezeu, să-i vorbesc despre caracterul lui Dumnezeu. Ce minunat dacă înainte să-i spun copilului, fii atent, din toți banii care îi primești, din jucăriile pe care le ai, ar fi cazul să dai și celor din jur, pentru că asta e porunca lui Dumnezeu. Vă dați seama ce se creează în mintea copilului dacă sună în felul acesta porunca noastră? Un Dumnezeu așa de mare, un Dumnezeu care are de toate, are nevoie de jucăriile mele, are nevoie de banii mei? De eu dacă i-aș spune despre un Dumnezeu generos, care mai întâi de toate a dăruit El totul, care El dăruiește că este un Dumnezeu generos, altfel va înțelege lucrul acesta. Cred cu fermitate că trebuie să ne concentrăm toate puterile, toate forțele în direcția aceasta. Cred că în pericolul în care se află copiii noștri este important în familiile noastre să le cultivăm această credință. Suntem un mijloc prin care Dumnezeu ne folosește să vorbim copiilor noștri, să le sădim credința aceasta. Apostolul Pavel laudă credința lui Timotei, dar înainte să ajungă la credința lui Timotei vorbește despre credința sălășluită în inima bunicii sale, apoi în inima mamei sale și la urmă în inima lui Timotei. Observați? Aici vorbește despre trei generații, dar pornește din casă. Încă din pruncie a fost cultivată această credință în inima lui Timotei.
Apostolul Pavel este înaintat în vârstă și lasă o moștenire lui Timotei, sarcini destul de grele pentru un astfel de tânăr. Din cuvintele Apostolului Pavel ne dăm seama că este un tânăr până în 30 de ani, este un tânăr care bolnăvicios, da, din cauza deselor tare îmbolnăviri, un tânăr care este fricos datorită slujbei și greutății slujbei, Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, și un tânăr care trebuie încurajat și care trebuie sfătuit. Și Apostolul Pavel vede în el un viitor slujitor matur al lui Dumnezeu. Dacă, ce știu eu, ești un tânăr care ești plin de frică, plin de teamă, ai vrea să-L slujești pe Dumnezeu, eu cred din toată inima că Dumnezeu te poate binecuvânta și Dumnezeu chiar se folosește de oameni care sunt slabi, de oameni care nu excelează în abilitățile lor oferindu-le sau etalându-le înaintea lui Dumnezeu. Etalându-le înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu te poate binecuvânta. Începând de la copiii noștri, începând cu copiii bisericii, ne rugăm ca Dumnezeu să sălășluiască în inima lor o credință adevărată. Amin. Ce minunat ar fi astfel de copii să înțeleagă mai târziu harul lui Dumnezeu. Eu cred că nu ne-am confruntat așa de mult în biserică cu atât de mulți oameni care se încred în faptele lor, în puterile lor, cu atât de mulți legaliști, cu atât de mulți oameni care să susțină o credință bazată pe faptele lor. Și Dumnezeu ne va trage la răspundere pentru felul acesta al nostru, în felul în care ne educăm copiii noștri. Un alt mijloc pe care îl folosește Dumnezeu în mod indirect, dar este strâns legat de primul lucru, sunt mentorii spirituali, părinții spirituali. Apostolul Pavel, spuneam, a fost un părinte spiritual pentru Timotei. Versetul 3 spune așa: mulțumesc lui Dumnezeu căruia îi slujesc cu un cuget curat, din moș strămoș, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte, căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Își aducea aminte că la despărțire Timotei a plâns, îl purta în rugăciunile sale, era un om care dorea creșterea și propășirea lui. Cred din toată inima că Dumnezeu ne folosește și pe noi, frații din biserică și surorile din biserică, să fim mentor spiritual pentru copiii care sunt în biserică, nu neapărat copiii noștri. Am observat un lucru interesant. Sunt tineri din biserică, tineri copiii dumneavoastră, care vin la noi slujitorii și ne cer sfaturi și se deschid într-un mod în care cred că nici acasă nu se deschid. Ne spun lucruri și secrete pe care cred că dumneavoastră n-au curajul să vi le spună. M-am gândit că tot ceea ce pot să fac să le fiu de ajutor este să mă rog cu ei, să-i sfătuiesc, să le doresc tot binele din lume. Pentru că am conștientizat, încă n-am ajuns la perioada aceea, dar conștientizat că la rândul meu copiii mei vor avea nevoie de cineva din biserică să fie ajutați și întăriți în credință. Și Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. Vă aduceți aminte că în ultima predică am subliniat lucrul acesta. N-avem cum să ne treacă prin minte, să ne dorim răul copilului cuiva din biserică, în mod special a slujitorilor. Va fi momente în viața noastră când va trebui, cu ajutorul lui Dumnezeu, să clădim, să ajutăm la clădirea și sălășluirea unei credințe în inima copiilor, fraților noștri din biserică. De aceea am spus că aceste două mijloace sunt strâns legate între ele. Părinții, împreună cu frații, ajutăm și contribuim la lucrarea aceasta. Noi, ca și slujitori al lui Dumnezeu, suntem chemați să sădim la rândul nostru în inima copiilor din biserică, a tinerilor din biserică, o credință care se ține departe de erezii. Contextul în care scrie Apostolul Pavel era un context destul de asemănător cu perioada în care trăim noi. Filozofia gnostică își făcea spațiu din ce în ce mai mult în biserica din Efes, în biserica din Listra, în biserice din prejur. Și Apostolul Pavel sesizează pericolul acesta și avertizează în privința aceasta. Este aceeași situație. În vremea de astăzi, oamenii neagă divinitatea lui Hristos. Oamenii se concentrează mai mult pe eu și fratele Marius amintea încă de dimineață și cred că trebuie să amintim din ce în ce mai des concentrarea sau tendința aceasta de a ne concentra pe nevoile noastre. Chiar și în închinare este ispita aceasta, crezând că de fapt ne închinăm și îl lăudăm pe Dumnezeu să fie doar înălțarea eului propriu. Ne simțim bine în bătaia ritmului, ne simțim bine în cuvintele cântării, ne simțim bine că ne putem plânge și spune păsurile noastre, fără să ținem cont că de fapt în momentul acela noi declarăm că îi aducem laudă lui Dumnezeu. Suntem datori să cultivăm lucrul acesta în inima copiilor noștri. Un discernământ spiritual. Întrebarea cea mai frecventă pe care o auzim la tineri este aceasta: este păcat cu tare sau cu tare lucru? Trebuie să ajungă să discearnă spiritual fiecare dintre ei dacă lucrul respectiv este păcat sau nu. Desigur, este o vârstă în care putem să le spunem și trebuie să le spunem: este păcat, lucru cu tare sau lucru cu tare e bun. Dar ajung la un moment dat într-o vârstă în care nu mai trebuie să le spunem noi, ei trebuie să discearnă singuri. Dar dacă ne vom învăța să le dăm doar porunci, dacă îi vom învăța despre un Dumnezeu care este un polițai cu ochii înfiorători, care îi păzește la orice colț, care vrea să îi pedepsească din cauza nevegherilor și slăbiciunilor lor, nu le descriem un Dumnezeu complet. Aud de multe ori expresia aceasta:
Dumnezeu este un Dumnezeu plin de dragoste. E un Dumnezeu îndurător, un Dumnezeu plin de milă, dar este și un foc mistuitor. Și vezi într-o dată predicatorul cum ochii sclipesc. Știți cum vine aceasta? Ca și cum am spune despre tatăl meu sau tatăl tău, am un tată așa de bun. Un tată care mă iubește, dar când se nervează și scoate cureaua, mă nimicește. Noi nu vrem să explicăm un astfel de Dumnezeu copiilor noștri. Da, face parte din caracterul lui Dumnezeu, dreptatea lui și mânia lui Dumnezeu. Dar m-am uitat aici, nicăieri Pavel nu vorbește despre mânia lui Dumnezeu. Pavel vorbește despre dragostea lui Dumnezeu, despre puterea Duhului Sfânt care te ajută să trăiești o viață de biruință. Oare nu este mai corect să spunem copiilor noștri despre caracterul lui Dumnezeu, despre ceea ce ne motivează în a-L sluji pe Dumnezeu? Să le arătăm un Dumnezeu care plin de dragoste ne-a chemat, care s-a oferit, a dăruit totul? Să-mi învăț copilul să-L iubească pe Dumnezeu din inimă și când este la strâmtorare și când este într-un loc ascuns, să nu aibă prea multe dubii între să slujească pe Dumnezeu sau să slujească pe diavolul, pentru că în inima lui să fie dragoste pentru Hristos și să știe că Dumnezeu e un Dumnezeu care urăște păcatul și nu poate să facă lucrul acela. Cred că fiecare dintre noi ne-am mulțumit ca pruncii noștri să fie în biserică, dar pot să stea în biserică ca robi sau ca fii. Robii doar au o ascultare din aceea de frică, o ascultare de obediență. Știți că ascultarea pe pagina Sfintei Scripturii e diferită de obediența. Noi am vrea ca și părinți acasă copiii să obedească la fiecare vorba noastră, la fiecare poruncă, chiar la prima poruncă, nu cumva să le repetăm. În biserică la fel, am vrea ca imediat să dea curs poruncilor noastre. Ascultarea în înțelesul scriptural înseamnă o supunere din voie față de voia dumnezeiască. Și eu vreau din toată inima ca în copiii noștri să fie sălășluit o astfel de ascultare, de dragul lui Hristos. Mi-a plăcut mărturia lui Sami și cred că mulți dintre tineri vor ajunge să aibă astfel de mărturii, pentru că Dumnezeu lucrează, oricum Dumnezeu își face lucrarea. Fie că noi învățăm într-un fel sau în altul, oricum Dumnezeu va avea un moment în care le va lucra la inima lor. Dar ce mult ne-ar place ca să fie în biserică cu noi, să fie fii, să nu fie robi, să fie împreună cu noi, să vedem că au discernământ spiritual, să avem încredere că știu să aleagă binele. Cui sau cărui părinte nu se împle inima de bucurie când aude că pruncul lui este plecat undeva departe de el și a știut să facă alegerile corecte, a știut să nu renunțe la tentațiile anturajului, a știut să nu renunțe la tentațiile păcatului și a știut să-și păstreze, să se păstreze în curăție. Dar lucrurile acestea le putem, cu ajutorul lui Dumnezeu, să lășlui de mici în inima lor și Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi, sunt câteva mijloace directe pe care Dumnezeu le folosește cu scopul cultivării credinței autentice în inima copiilor noștri, în inima tinerilor noștri. Și prima metodă sau primul mijloc pe care îl folosește Dumnezeu este Evanghelia sa, puterea Evangheliei. Versetul 9 și versetul 10 spun așa: El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Slăvit să fie Domnul! Asta trebuie să spunem copiilor noștri, Evanghelia. Ea nu și-a schimbat valoarea, valoarea îi rămâne aceeași. Se spun copilului meu că Dumnezeu îl iubește. Da, pot să-i spun copilului meu, nu-i nevoie numai de o mică schimbare. Tu ești bun, mai ai o mică nevoie de o mică schimbare. Nu, tu ai nevoie de o schimbare radicală. Tu ești păcătos înaintea lui Dumnezeu, la vârsta în care înțelege lucrul acesta. Se spun că are nevoie de Hristos, că Hristos a murit pentru el. Evanghelia nu-și schimbă puterea, frații mei. Puterea Evangheliei rămâne aceeași. Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 1, versetul 16, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Observați, același lucru spune și aici. Îi spune lui Timotei să nu-ți fie rușine de Evanghelie, să nu-ți fie rușine de mine, pentru că astea sunt ispitele unui credincios, unui copil al lui Dumnezeu. Să-i fie rușine de Evanghelie, să-i fie rușine de frații din biserică sau de biserică și să-i fie rușine de Hristos. Lucrurile acestea au fost atinse de apostol și de Domnul Iisus. Dacă n-ar fi fost așa, n-ar fi spus Domnul Iisus că cine se va rușina de mine aici pe pământ și eu mă voi rușina de el în cer. Înseamnă că este ispita aceasta să ne rușinăm. Și la timpul de rugăciune am fost atenționați în direcția aceasta? Oare suntem noi din aceia care ne rușinăm de identitatea noastră? Ne rușinăm că suntem creștini? Ne rușinăm de Hristos? Suntem din aceia ca apostolul Pavel și cred că a fost tentația aceasta la apostolul Pavel, că nu la voia întâmplării ar fi spus, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Ne este rușine de Evanghelia lui Hristos? Am observat că se adoptă metode din ce în ce mai noi. Este mai demodat să-i spui omului
Mesajul central al Evangheliei, că Hristos a venit pe pământ, a luat trup de om, a suferit ca tine, a murit, a înviat și acum îți face răscumpărarea păcatului. Și merg metode mai diferite. Haideți să povestim istorioare foarte răscolitoare ca să-i miște inima și în final să spun că așa e și Dumnezeul nostru plin de dragoste care îi îmbrățișează și îi primește. În loc să vorbim oamenilor despre faptul că prin păcatul lor, prin trăirea în păcatul lor, stau sub mânia lui Dumnezeu, sub mânia iminentă a lui Dumnezeu. În loc să spunem omului care are nevoie urgentă de mântuire, noi o spunem sub o formă în care el înțelege că mai poate sta și așa. Și pensia sau bătrânețea sunt cele mai bune timpuri sau cele mai bune perioade de timp în care putem să ne apropiem de Dumnezeu, să-L slujim pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute să nu ne rușinăm de cuvântul Evangheliei. Domnul să ne ajute să credem în continuare în puterea Evangheliei și mă rog ca din locul acesta să fie predicată Evanghelia mai departe și în casele noastre să predicăm Evanghelia. E rușinos să spun copilului meu despre lucrarea pe care a făcut-o Hristos? Să-i spun în continuare, să-i spun în continuare. Domnul să ne ajute la aceasta. Un alt mijloc pe care îl folosește Dumnezeu pentru cultivarea credinței autentice, cu credința neprefăcută, este înzestrarea spirituală sau înzestrarea supranaturală. Vorbește aici Apostolul Pavel despre un dar. Nu este specificat darul, dar spune așa, tu trebuie să înflăcărezi darul care este în tine. Dacă dăm două pagini, o pagină de fapt în urmă, avem câteva indicii în direcția aceasta. Capitolul 4, versetul 14 spune așa, nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Și cred că la un moment dat Timotei era undeva îngenunchiat și slujitorii în jurul lui, prin punerea mâinii, rosteau rugăciune de binecuvântare, probabil la ordinare sau la încredințarea unei autorități, unei responsabilități. Cred din toată inima că aici se referă și la un dar spiritual și, de fapt, la toate abilitățile pe care Dumnezeu l-a înzestrat pe Timotei. Dar în mod special erau darurile care țineau de autoritate și de slujbă. Dumnezeu i-a dăruit aceste lucruri. Și Apostolul Pavel îl face atent în direcția aceasta. Fii atent să înflăcărezi darul care este în tine. Aici verbul acesta, să înflăcărezi darul, vorbește despre un prezent continuu. Noi totdeauna trebuie să fim plini, să fim totdeauna înflăcărați. Vorbeam cu fratele Mare și fratele Mare a spus că vrea să dezvolte mai mult ideea și gândul acesta. Vreau doar să specific un lucru aici. Este foarte important să ne punem două întrebări. Cine a dat darul? Și aici spune că Dumnezeu a dăruit darul acesta. Eram îndemnați și marți și joi să nu ne socotim darul pe care Dumnezeu l-a pus în noi, să nu stăm nepăsători față de darul care Dumnezeu l-a pus în noi. Și probabil pentru mulți gândul acesta înseamnă slujire publică și se specifica foarte bine că nu la asta se referă în mod special. Dar vreau să cred din toată inima că aici vorbește Apostolul Pavel despre un foc care trebuie să rămână totdeauna aprins în noi. În Levitic capitolul 6, versetul 13, în legea pe care era dată lui Aron și fiilor săi, trebuia ca la altar niciodată focul să nu se stingă. Și din păcate a ajuns ca focul acesta să se stingă. Și vreau să vă spun pe scurt o întâmplare care ține de perioada în care Biblia nu menționează nimic, perioada între ultima carte din Vechiul Testament și prima carte din Noul Testament. Se spune că împăratul Antioh al IV-lea, în anul 168, împreună cu oștile greco-siriene, pătrunde în templu. Și lucrul acesta este o pagină sângeroasă din istoria poporului evreu. Pătrunde în templu, prin neobrăzarea lui, intră direct până la altar și aduce acolo ca jertfă o scroafă și își bate joc și ne socotește toate lucrurile sfinte de acolo. Poporul evreu a fost lovit în inimă, a fost lovit în orgoliul lui, a fost lovit în tot ceea ce vreți. La un moment dat, o parte din oștirea lui au mers la casa unui preot, la Matatia, și era acolo împreună cu fiii săi și alți evrei și i-au obligat să se închine, pentru că se dase o lege în anul 167 să nu se mai închine, nu mai aveau drept să se închine lui Dumnezeu, trebuia să se încheie lui Zeus. Și a spus așa, dacă vă veți închina lui Zeus, sunteți salvați, dacă nu veți muri. Sau li s-a propus să mănânce carne de porc. Și unul dintre evrei a cedat presiunii și a spus, eu voi mânca în așa fel încât să fim salvați toți. Și atunci preotul acela, care a rămas faimos pentru fapta lui, a scos sabia și l-a tăiat pe loc. Așa au fost de înflăcărați în zelul acesta și în fapta pe care au văzut-o la preotul acela, că au făcut o răscoală deosebită și fiind inferior din punct de vedere al armatei, a calității, a tot ce vreți. Totuși, împinși de zelul acesta, de dorul acesta de a nu lăsa ca cineva să-și bată joc de locurile sfinte, au făcut o răscoală și a rămas în istorie răscoala Macabeilor. Au continuat să domnească o perioadă lungă, dar vreau să amintesc aici un fapt.
au ajuns la templu și au vrut să restabilească ceea ce era înainte. Au vrut să reaprindă focul, focul era stins. Ei țineau foarte mult la lucrul acesta, focul să fie aprins. Și au căutat, totul era necurat și după legea lui Moise trebuia să urmeze curățirea și era, durea foarte mult și se preocupau cum vom face. Nici uleiul nu puteau folosi orice fel de ulei pentru că aveau regulile lor. Trebuia să rodească întâi măslinul, trebuia să facă pregătirile necesare și nu aveau. Dar au început totuși curățarea și au găsit o sticluță de un de lemn. O sticluță care după experiența și părerea lor ar fi putut să dureze maxim o zi. Și au spus, ce vom face cu o zi? Nu ne ajunge. Și totuși împinși de dorul acesta de a face lucrurile, cum așa cum le spunea Dumnezeu, au aprins focul acesta. Și focul acela a durat 8 zile cu ajutorul lui Dumnezeu. Și de atunci a rămas la ei sărbătoarea aceasta Hanuka, în care ei aprind candelele acelea și lasă să ardă 8 zile. Și a noua zi este în cinstea lui Dumnezeu care a făcut să dureze mai mult. Eu cred că asta trebuie să fie în viața credinciosului, focul acela să ardă continuu. Dar nu vorbește aici despre o stingere, când ajunge aproape să se stingă, alergăm repede să ne mai dea un antidot. Știți ca jocul acelea cu Super Mario, că rămâi fără viață, îți mai dă o injecție de viață. Lucrul acesta trebuie să fie o continuare continuă de a înflăcăra darul, de a fi plin de pasiune pentru Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Fraților, noi vom fi un exemplu pozitiv sau negativ pentru copiii și tinerii noștri din biserică. Nu degeaba am pus împreună, părinții lucrează cu frații din biserică, cu slujitorii. Pentru că fie eu ca părinte, fie eu ca și slujitor, dacă nu sunt un model pentru ei, așa cum a spus Pavel să dea exemplu în toate lucrurile. Voi trăi cu remușcări și voi trăi cu păreri de rău, uitându-mă la copiii mei care au crescut mari și părându-mi rău, văzând cum mă copie poate în atitudinile mele sau văzând cum poate ajung să mă disprețuiască prin faptul că nu le-am acordat valorile care trebuie. Cea mai mare valoare, cea mai mare moștenire care o putem lăsa copiilor noștri este clădirea sau cultivarea unei credințe adevărate. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Vreau să închei cu încă un model, cu încă un mijloc, și acesta poate fi direct, pe care Dumnezeu îl folosește la cultivarea acestei credințe. Mă adresez tinerilor, mă adresez tuturor din biserică, asta cred că este valabil pentru fiecare dintre noi. Spune în versetul 7 așa, versetul 6, de aceea ți-aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Noi avem o problemă mare în teologie. Este o sinergie, adică cum îmbinăm noi suveranitatea lui Dumnezeu cu voința umană. Și în mintea noastră, în logica noastră, nu reușim să le găsim locul și îmbinarea perfectă și căutăm fel și fel de explicații, când de fapt nimeni nu ne cheamă la a le îmbina împreună, ci trebuie să le acceptăm pe amândouă. Dumnezeu lucrează prin părinți, Dumnezeu lucrează prin slujitori, Dumnezeu lucrează în mod direct prin Evanghelia sa, Dumnezeu lucrează dăruindu-ți abilități și putere să le pui în lucru, să crești, să te maturizezi. Dar indiferent de toate aceste lucruri, totuși, Dumnezeu îmi cere, mie, i-a cerut lui Timotei atunci și cere tuturor, înflăcărează darul. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Este un verset interesant în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 10, despre lucrul acesta este explicat mai clar aici de Pavel. El spune așa, capitolul 15, versetul 10, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Pare un paradox și un nonsens. Pavel recunoaște harul lui Dumnezeu în viața lui și spune, ba, încă am lucrat mai mult decât toți. Observați? Nu este o încredere că prin ceea ce a făcut el primește harul lui Dumnezeu, ci ridică harul lui Dumnezeu la rang mai înalt. Și asta trebuie să fie la fiecare dintre noi. Eu recunosc harul lui Dumnezeu, credința mântuitoare, tot ce am primit de la Dumnezeu, toate resursele pe care mi le dă să trăiesc, dar eu trebuie să înflăcăresc darul. Și lucrul acesta se face prin disciplinarea spirituală. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Trebuie să vorbim copiilor noștri, dar din nou suntem prinși la colț. Imaginați-vă un tată sau o mamă care se apropie de copil și îi spune, uite, din cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne învață să ne rugăm constant. Dumnezeu ne învață să citim cuvântul sau Dumnezeu ne învață să postim. Și el să se uite așa la tine ca prostit și să spună, da, de fapt n-au curaj să ne spună până la o anumită vârstă, dar ție nu-ți cere așa ceva? Observați, nu are putere învățătura noastră, nu are putere educația noastră. De aceea eu am spus că ne concentrăm spre copii, dar de fapt, cerințele cele mai mari sunt ale noastre, ale părinților. Aș vrea ca în rugăciunea care vom face în final, în direcția aceasta să ne rugăm. În inima copiilor noștri să fie cultivată o credință puternică. Eu nu mă tem, știu că vor veni prigoane sau vor veni situații în care va trebui să luăm decizii destul de puternice în direcția familiei, în direcția poziției noastre în societate sau alegerilor din societate.
Dar mă leg strâns de cuvântul acesta care spune că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere. Slăviți să fie Domnul! Nu prin puterile noastre, orice educație, cât de bogată ar fi în spiritualitate, oricât ar fi de bine pusă la punct, dacă nu se bazează pe puterea lui Dumnezeu, nu are sorți de izbândă. De aceea noi trebuie să apelăm, să ne rugăm continuu la Dumnezeu ca să ne ajute prin Duhul Sfânt să fie clădită și construită această clădință. Versetul 8 spune așa: să nu-ți fie rușine dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul lui, ci sufre împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Fără puterea lui Dumnezeu se va ajunge la concluzia că nu se merită să trăiești. Atunci când vom da de greutate, de obstacol, nu va sta în picioare disciplinarea spirituală, nu vor sta în picioare regulile pe care le-am impus sau sub care am trăit, ci va sta în picioare puterea lui Dumnezeu. Va sta în picioare puterea lui Dumnezeu. Haideți să credem din toată inima lucrul acesta. Cred că trebuie să intervină o schimbare în viața noastră, dar cred că trebuie să intervină o schimbare în educația copiilor noștri. Spuneam că este foarte important modul în care ne adresăm lor și prea de multe ori auzim expresia aceasta: fii cu minte că dacă nu mergi în iad. Haideți să schimbăm atitudinea noastră. Haideți să vorbim despre dragostea lui Dumnezeu, cum El ne vrea cu El în cer. Haideți să vorbim despre ceea ce a făcut Dumnezeu. Alții își permit să meargă mai aspru. Sau se aud cazuri de tați care și-au nenorocit copiii din motivații religioase, că nu și-au învățat versetele, sau auzi expresia de genul acesta: dacă nu ești cu minte, vii cu mine la rugăciune, sau dacă nu ești cu minte, te pun să învăț câte versete. Ei nu trebuie să înțeleagă trăirea aceasta cu Dumnezeu ca o subjugare, ca o greutate. Spun cuvintele acestea poate cu greutate în inimă, pentru că am trăit la rândul meu sub anumite reguli și anumite restricții în biserica în care am fost, în mediul în care am trăit. Și mi-a părut rău că ani din viața mea i-am irosit necunoscând ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu. O dragoste a lui Dumnezeu vagă pentru mine, o dragoste a lui Dumnezeu care se desfășoară doar atunci când încerc să fac ceva înaintea lui Dumnezeu, doar atunci când îi sunt plăcut și mă gândeam eu că dacă fac anumite lucruri sunt plăcut înaintea lui Dumnezeu. Așa de mult m-am bucurat și pentru mine a fost un elan deosebit și un avânt deosebit spiritual atunci când am înțeles că nu prin puterea și strădania mea sunt primit înaintea lui Dumnezeu, ci prin El. Atunci când am înțeles, am primit un elan deosebit să-L slujesc pe Dumnezeu. Vă spun sincer, când umblam prin lege, prin poruncile omenești, nu reușeam să împlinesc cuvântul lui Dumnezeu așa cum o face El în mine astăzi, cum trăiește El în noi. Și mi-a plăcut că a fost amintit versetul din Galateni 2:20. Acum trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Haideți să fie acesta motoul vieții noastre. Biserica aceasta să fie deosebită de celelalte biserici, nu prin faptul că este foarte organizată, că se cântă frumos, că sunt mulți slujitori, că sunt mulți copii. Să fie deosebită pentru că aici, în locul acesta, este o credință neprefăcută. Că aici se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu, că aici darul este înflăcărat, că aici oamenii sunt pasionați pentru Dumnezeu. Ce minunat ar fi lucrul acesta! Eu de aceea aș vrea să fim deosebiți și să ni se audă vestea peste mări și țări. Vreau să închei cu rugămintea aceasta: cercetați de cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să vedem dacă noi suntem unelte în mâna lui Dumnezeu. Nu cumva ne-a lăsat folosiți prin nevegherea noastră de sistemul acesta lumesc, de sistemul religios care așa a fost amintit la ora de rugăciune? Oare în loc să învățăm copiii noștri să le clădim o credință bazată pe relația cu Dumnezeu, nu cumva le-am înculcat în inima lor o credință bazată pe religiozitate, bazată pe porunci, bazată pe reguli? Oare cuvântul lui Dumnezeu și Evanghelia mai are putere în familia noastră, în viața noastră, în biserica noastră? Oare lucrăm împreună cu Dumnezeu la lucrarea aceasta, împingem în aceeași direcție? Și dacă nu, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ierte. Și apoi să ne rugăm pentru copiii noștri să fie o generație care să-L slujească pe Dumnezeu, nu de frică, să-L slujească pe Dumnezeu nu cu gândul la răsplătiri, să-L slujească pe Dumnezeu din dragoste. Și lucrul acesta este un ideal, dar eu sper din toată inima și mă rog ca Dumnezeu să-L înfăptuiască în mijlocul nostru. Amin.